găsit din nou, iată care sunt câteva dintre subiectele acestei zile. O mașină a fost cuprinsă de flăcări în această dimineață în Târgu Jiu. 4 case din Slatina sunt în pericol de prăbușire din cauza ploilor. După aproape 3 luni de la începerea anului școlar, elevii din Mehedinți nu primesc corn și lapte. Un autoturism a luat foc în această dimineață în centrul municipiului Târgu Jiu. Mașina îi aparține unui comerciant prezent la târgul de Moș Nicolae. Bărbatul transporta marfă din autovehicul la o tarabă când s-a trezit cu autoturismul în flăcări. Nu a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru că proprietarul a reușit să stingă focul. 4 case din Slatina sunt în pericol de prăbușire. Din cauza ploilor din ultima vreme, terenul a început să o ia la vale cu tot cu case. Comitetul pentru situații de urgență din cadrul primăriei Slatina a pregătit deja locuințe în cazul în care se va impune evacuarea familiilor. În câteva zone din Slatina s-au produs alunecări de teren, iar 4 case sunt în pericol să se prăbușească. În această locuință stau 2 bătrâni, de 78, respectiv 83 de ani, care se gândesc cu groază că își pot pierde munca de viață, chiar acum, în prag de sărbători. Pereții au crăpat, la fel și podeaua, iar anexele s-au înclinat, ori a fugit pământul de sub ele. La 2 locuințe, între temelia caselor și pământ, s-a creat o diferență de nivel de aproape 1 metru. Reprezentanții Comitetului pentru Situații de Urgență din cadrul primăriei Slatina au mers pe mai multe străzi din municipiu să vadă care este situația. Primăria a găsit deja o firmă pentru efectuarea unor studii de specialitate și încearcă să rezolve problema cât mai repede. Până va fi rezolvată problema alunecărilor de teren, primăria a pregătit locuințe pentru situația în care se va impune evacuarea celor 4 familii. Autoritățile spun că în oraș sunt mai multe zone vulnerabile la alunecările de teren și îi sfătuiesc pe proprietari să verifice înainte să înceapă o construcție. După aproape 3 luni de la începerea anului școlar, în unitățile de învățământ din județul Mehedinți încă nu au ajuns produsele din programul Laptele și Cornul. Potrivit jurnaliștilor de la Digi24, licitația a fost organizată abia la sfârșitul lunii trecute, iar reprezentanții Consiliului Județean spun că de vină sunt legislația complicată și faptul că instituția are un singur funcționar care se ocupă de achizițiile publice. În școlile din Mehedinți sunt 20.000 de copii care așteaptă să primească lapte și corn. Avocatul poporului a deschis o anchetă în acest caz. 28 de plante de cannabis. Asta au descoperit polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT în perchezițiile făcute ieri în Vâlcea. Drogurile ar fi fost vândute în Râmnicu, Vâlcea, Drăgășani, Slatina și Craiova. 4 persoane au fost reținute și urmează să fie prezentate magistraților cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii au făcut ieri 4 percheziții domiciliare în Vâlcea la mai multe persoane bănuite de trafic de droguri de risc. Din cercetări a reieșit că 5 persoane cu vârste cuprinse între 27 și 56 de ani ar fi cultivat și vândut cannabis în Râmnicu, Vâlcea, Drăgășani, Slatina și Craiova. În urma perchezițiilor de la locuințele celor 5 au fost ridicate aproape 300 de grame de fragmente vegetale de culoare verde, 2 instalații artizanale, fertilizatori, un cântar de precizie, un pistol cu 3 tuburi consumate aferente acestuia și 28 de plante de cannabis. De asemenea, au fost ridicate 470 de grame de tulpină de cannabis mărunțită provenită de la plantele culese și 5 grame de fragmente vegetale de culoare verde porționate ca pachetele, de formă sferică, ambalate în staniol. Procurorul a dispus reținerea pentru 24 de ore a 4 dintre membrii grupării. Aceștia vor fi prezentați Tribunalului Vâlcea cu propunere de arestare preventivă. Aproximativ 20 de tineri până în 35 de ani vor primi terenuri pentru construirea unei locuințe în Slatina. Cel puțin așa promite municipalitatea, care spune că loturile de teren au fost deja identificate și anul viitor vor fi repartizate tinerilor. Obligația acestora este să ridice locuințe în 3 ani, altfel vor pierde dreptul asupra terenului. Loturile de teren identificate de primăria Slatina sunt amplasate în cartierul Satul Nou și fiecare are câte 450 de metri pătrați. Terenul este deja lotizat, există și un plan urbanistic zonal, amplasamentul fiind chiar în capătul străzii Teodor Burcă. Aceste loturi de teren se vor acorda în ordinea unui punctaj care rezultă din prevederile legii. În mod sigur, anul viitor, tinerii vor intra în proprietatea loturilor de teren. Comisia urmează să-și intre în funcțiune să se facă punctajul, iar lista să fie aprobată
în Consiliul Local, a spus pentru Gazeta Nouă Cristian Bircea, viceprimarul din Slatina. Pentru a intra în posesia unui astfel de teren, tinerii trebuie să îndeplinească mai multe condiții. În primul rând, să aibă până în 35 de ani. Cei căsătoriți sunt punctați cu 10 puncte la dosar față de cei necăsătoriți care primesc doar 5 puncte. Dacă au copii, mai primesc câte un punct pentru fiecare dintre minorii aflați în întreținere. În ceea ce privește nivelul de pregătire, avantajați sunt cei cu studii superioare care primesc 15 puncte. La dosar contează și venitul mediu net lunar pe membru de familie. Cei care au salariu minim pe economie primesc un punct, iar cei care câștigă peste salariul mediu iau 10 puncte. În ceea ce privește vechimea cererii solicitantului, dacă este mai mică de un an, acesta primește 5 puncte. În schimb, dacă este mai mare de un an, tânărul primește 10 puncte. Odată ce intră în posesia terenului, tinerii sunt obligați să-și ridice casa în termen de 3 ani, conform legii 15 din 2003. În caz contrar, ei își vor pierde dreptul asupra terenului. A venit acum momentul informațiilor meteorologice. Vremea se va mai răci puțin în următoarea perioadă. La noapte se vor înregistra 1 grad Celsius la Slatina și Târgu Jiu, 2 la Craiova și Calafat și 3 grade la Drobeta, Turnu Severin și Corabia. Mâine cerul Olteniei va fi noros, iar în localități precum Cetate și Corabia se va semnala ceața. Mercurul din termometre va indica 9 grade Celsius la Craiova, Râmnicu, Vâlcea și Drăgășani și 10 grade la Calafat și Drobeta, Turnu Severin. Jurnalul regional se încheie aici, dar la Alege TV urmează știrile din sport și emisiunea Subiectele zilei. Sunt Ionela Gherghe și vă dau întâlnire și la ora 19:30. Pe curând!